Sărut mâna, distinse domniță, am onoarea să vă salut, stimați conaționali. De data aceasta am ales din toate reperele agendei săptămânii unul singur. Probabil cel mai contradictoriu, dar și cel mai bun pentru o discuție în stil democratic, o discuție în stilul 6TB cu lucruri concrete despre iluzia intracarpatică. Există în inima Transilvaniei pământ românesc un areal care, în mod firesc, este locuit de cetățeni români de o altă naționalitate. În mod firesc, se bucură de toate drepturile conform Constituției României, care este un stat suveran, independent, cu o integritate teritorială garantată și de apartenența noastră la NATO, apartenența noastră la Uniunea Europeană. Din această perspectivă euroatlantică, din această viziune europeană, vom aborda și problema unei declarații. Avem pe ecran acum o imagine sugestivă pentru ceea ce dorim să discutăm. Iată trei lideri, trei cetățeni ai României de limbă maghiară, care fiecare reprezintă o formațiune politică cu o anumită susținere în rândurile minorității maghiare și care s-au gândit să atragă atenția opinii publice cu ceea ce numesc ei dreptul la un ținut secuiesc cu autonomie administrativă, au vorbit de autonomia culturală a maghiarilor care trăiesc în alte zone, au adus în discuție zona Partium și, cu tot respectul cuvenit, ori mergem pe ideea că au creat o temă pentru începutul anului, deoarece pentru liderul DMR 2018 nu este o bucurie, cum a declarat anterior, ori doresc să se legitimeze în fața unei minorități respectabile, cu obiceiuri culturale, cu tradiții care țin de evoluții firești, pe acest areal, arealul transilvanian, Transilvania fiind parte integrantă a României de la 1 decembrie 1918 și parte integrantă a comunității mioritice de un timp pe care nici nu mai putem număra în sutele de ani, premergătoare chiar și venirii unor înaintași ai celor care sunt acum vecinii noștri la vest, înaintași care sigur sunt bine stipendiați de oficialități despre care o să mai vorbim. Avem plăcerea de a avea invitat special pentru această dezbatere pe doi invitați. În primul rând pe domnul Cristian Baida Coteanu, bine ați revenit la 6TV. Bună seara, încă o dată mulțumesc pentru invitație și urez un an nou minunat tuturor spectatorilor Tele 6. Și în spirit universitar, domnul Marian Coblea. Bine ați revenit la noi la 6TV. Mulțumesc frumos și la mulți ani tuturor telespectatorilor. Mulțumesc frumos de invitație. Domnule Cristian Vaida Coteanu, dumneavoastră sunteți un transilvanian cumpătat, care nu vă grăbiți cu afirmații gratuite, aveți conexiuni istorice cu personalități ale evoluției Transilvaniei spre patria mamă și din această perspectivă vă întreb dacă o asemenea declarație, altfel în cadrul democratic și cu transparența publică care a fost asigurată la conferința de presă adecvată, dacă această intenție a celor trei lideri politici ai minorității maghiare, mai precis cerei lideri a trei formațiuni politice distincte ale minorității maghiare, constituie un fapt banal, o reiterare a unor intenții trecute sau o mănușă aruncată pe talerul mioritic exact în anul în care noi dorim să sărbătorim în mod firesc, în mod civilizat, un secol de la reîntregirea națională din 1 decembrie 1918, când s-a finalizat. Da, cred că demersul acestor lideri politici maghiari este câte ceva din toate cele trei variante pe care le-ați povestit, le-ați propus noastră. Pentru că în speță, în acest moment, inedit este doar faptul că UDMR-ul s-a raliat la mai vechile demersuri de acest tip ale Forumului Civic Maghiar și nu mai știu cum se numește a treia formațiune care e mai mică. Deci este un moment destul de important prin faptul că e prima dată când UDMR-ul se raliază acestui tip de mesaj mai radical. Eu, mă rog, nu sunt doar transilvanean, că sunt o mixtură și de
transilvanean și cu moldoveni, adică am legături și cu ce s-a întâmplat în Basarabia în 1918, care este un al doilea centenar pe care l-avem de sărbat, de celebrat în acest an, în luna martie. Și mai devreme, pe 27 martie. Foarte important și acel eveniment. Deci revenind, e un moment de radicalizare, probabil, cel puțin a mesajului. În primul rând trebuie stabilit că suntem în Comunitatea Europeană și noi, și maghiarii, și sunt demersuri care au doar conținut politic, doar conținut de comunicare pentru a polariza anumite tendințe politice ale fiecăror sau fiecăreia din aceste formațiuni politice, pentru că de făcut efectiv ceva nu se poate face sub pulpana generoasă a Comunității Europene, a Uniunii Europene. Deci, practic, din start trebuie spus că sunt demersuri practic inutile. Ei beneficiază de toate drepturile și toate privilegiile pe care standardele europene le prevăd. Ba chiar noi suntem recunoscuți de toată Comunitatea Europeană ca fiind exemple depășire de respectarea drepturilor minorităților. Tot. Deci tot. Suntem exemple pentru toată lumea. Nu asta e problema. În momentul că ei s-au trezit să se radicalizeze, de fapt nu s-au. Mesajul a fost radical practic dintotdeauna la Forumul Civic Maghiar și la cealaltă formațiune. Dar e interesant și ridică probleme faptul că UDMR-ul a acceptat să se placeze pe acest culoar. Din punctul meu de vedere, este important că totuși ar trebui să ne asumăm și noi, ca popor majoritar, faptul că ne place, nu ne place, să înțelegem că avem o conducere administrativă, că vorbim de administrație autonomă, teritorială. Da? La noi, administrația este asigurată de acest guvern, care întâmplător are în fruntea ministerului care se ocupă primordial cu administrația, o doamnă despre care nu știu dacă CNA-ul ne permite să spunem să nu spunem. Nu, să ne păstrăm limitele civice. Dar putem să afirmăm faptul că ne putem face un efort empatic să ne gândim ce am face noi în locul liderilor maghiari și al populației maghiare în momentul în care am avea de stat într-o țară, într-un stat al Europei, care este condus de un asemenea ministru de interne și de un asemenea nu sunt mai departe de restul guvernului. Hai să ne asumăm și noi chestia asta, pentru că e o părere personală. E o părere personală, dar cred că e suficient de... Și o respectăm din perspectiva democrației. Să înțelegem că totuși există niște limite. Există niște limite. Și jocul acesta, acum prindem un pedofil ca să dăm la o parte un general, un chestor de la nu știu ce serviciu, mi se pare că trebuie să unul dintre noi să joace și rolul de avocat al diavolului, să înțeleagă că nici oamenii ăștia nu poate să accepte la nesfârșit asemenea număr. Bine, în același timp să recunoaștem că premierul Mihai Tudose nu s-a pripit, n-a luat o măsură de destituire care a fost propusă, deci din perspectiva guvernării, a bunei guvernări, actualul premier a manifestat calm, a solicitat pe problema marcată de noastră. Cu certitudine. După o săptămână să primească un raport. Dar să revenim la oile noastre, la problema noastră și m-aș îndrepta acum spre domnul Covlea cu o chestiune de bun gust, de bun simț și în același timp de conduită europeană. Mă gândesc că cum ar fi reacționat autoritățile de la Budapesta, dacă românii, câți mai vorbesc limba lui Mihai Eminescu din Ungaria, cei din jurul Gyula, care este orașul unde sunt mulți dintre cei care n-au renunțat la limba natală, ar fi cerut o asemenea autonomie administrativă și atenție, pun această problemă pentru că există o modalitate machiavelică de propagandă a Budapestei la Uniunea Europeană. Ei se laudă cu autonomiile mici ale comunităților mici, dar nu există personaje în Ungaria care să nu cunoască că mâna de fier la Budapesta este Victor Orban și nimeni nu iese din dictonul eu sunt liderul Ungariei, deși unul dintre prietenii lui a făcut recent dezvăluirea că a aparținut acest Victor Orban, premierul Ungariei, e afirmație publică difuzată și în presa românească, de astăzi ar fi aparținut poliției politice a vechiului regim comunist de la Budapesta. Domnule Covle, acum ați primit această știre. Sistemul politic, leadership-ul maghiar, reacționează mult mai dur în asemenea situații și
vedem cum reacționează împreună și cu celelalte țări ale grupului de la Visegrad împotriva imixtiunii în sistemul educațional și în sistemul social civic maghiar al ONG-urilor finanțate din exterior, al universităților finanțate din exterior și în politica imigranților. Vedem cum au reacționat. Sunt considerați un sistem democratic, dar iliberal de către politologi, deși aici trebuie foarte mult discutat cu nuanțele acestea, ce înseamnă liberalism în Statele Unite, ce înseamnă liberalism în Europa și în aceste condiții ce înseamnă a fi liberal. E mult de discutat. Dar în orice caz se consideră că sunt un sistem democratic care însă limitează drastic drepturile omului și frizează în anumite nuanțe naționalismul. Sigur că este bine să își apere identitatea și ființa națională, granițele și interesul național, dar acest lucru trebuie ca ei să-l recunoască și altora, și anume și românilor. Totul pleacă, de fapt, de la 1437, de la semnarea pactului Unio Trium Nationum. Și, bineînțeles, cu toată evoluția, când românii erau considerați cetățeni de categoria a doua, când n-avea voie să intre în cetăți, n-avea voie să nopteze în cetăți, n-avea voie să se statornicească în cetăți, puteau cel mult să vină peste zi să-și vândă marfa sau la ușa cetății și de apoi să plece. Dar să revenim în vremurile noastre și vă întreb ceva pe dumneavoastră. Stimați telespectatori, vă aduceți aminte cei care ați prins acele timpuri? Pe vremea Republicii Socialiste România, autoritățile statului socialist ungar dovedeau în elemente de vizualitate publică mai mult liberalism. Asta se vedea programul televiziunilor, e vorba de televiziunea publică, dar aveau și alte canale, controlate tot de stat, dar mai multe decât aveau românii la ora respectivă. Apoi, libertatea fostului conducător, Ianoș Cadar, care se ducea într-un bar și servea alături de simpli cetățeni, oarece tărie. Acum, din nou, Ungaria vrea să dea lecții de liberalism. Dar, în același timp, Ungaria uită că pe teritoriul României, în Transilvania, se intră în calitate de cetățean european, respectând drepturile și justiția statului român. Domnule Coble, eu vă întreb, ce trebuie să facă autoritățile românești din întreg teritoriu ca să dea semnale adecvate, inclusiv oficialilor de la Budapesta, că aici este statul român, nu alt stat? Autoritățile române ar trebui să acționeze cu mai multă fermitate și în baza legitimității pe care o au, să limiteze aceste intrări, inclusiv neoficiale, vizite neoficiale în România la școlile lor de vară, la diverse congrese, la diverse manifestări publice, unde liderii oficiali maghiari vin și au atitudini antiromânești, au diverse discursuri. V-am întrebat pentru că iată pe ecran o imagine, o imagine care arată Urban foarte clar că ceea ce au cerut cei trei lideri, ei bine, Orban este cel care, liderul Partidului Național Liberal, dezavuiază această solicitare și nu numai că o dezavuiază, spune clar că niciodată nu vor avea succes inițiatorii în Parlamentul României ca să obțină un sprijin, pentru că cei trei au cerut și o schimbare a Constituției României pentru a insera drepturile lor la autonomie în Ținutul Secuiesc, în Ținutul Partium. Pe acest fond, pe această imagine, fac precizarea pentru telespectatori că a existat și un parlamentar al Partidului Social Democrat care a propus scoaterea UDMR în afara Parlamentului. Comentariul dumneavoastră, domnule Cristian Vaida Coteanu. Aici cred că trebuie menționat foarte clar că, apropo de imaginea domnului Orban și președintele care reprezintă la acest moment Partidul Național Liberal, trebuie să menționăm faptul că noi, populația majoritară românească, trebuie să rezolvăm urgent o problemă foarte importantă de nivel sistemic. Nu avem reprezentare politică pentru o mare parte din populație
respectiv opoziția, dacă ar fi să, să o numim așa, dar nu știu dacă e vorba numai de opoziție, dar este, e destul de grav faptul că din 19 milioane aproape de, de cetățeni votanți s-au prezentat la urne abia 4-5 milioane, iar, iar puterea politică... Nu ați luat în calcul și pe cetățenii români care lucrează în străinătate? N-au votat. I-am luat și pe aceea, pentru că nu văd vreun motiv pentru care în secolul 21, cu performanțele internetului românesc, să nu avem votul electronic. Și aceia sunt români care ar fi foarte important să știe toată lumea, și ei și noi, că sunt români, că sunt, fac parte dintre noi. Nu știu dacă trebuie să trecem la pierderi, că nu mai avem treabă cu ei. Da? Mai avem niște copii în situația asta. Nu s-au înscris în registru electoral. Domn profesor, nu-i vorba de, e vorba de legislație. E vorba de o putere care se ține pe călcâie cât poate să nu-i, să nu-i considere pe aia votanți. Da? Lăsăm cine s-a înscris, cum s-a înscris. Că e, e, suntem în epoca... Asta e chestie de un sfert de oră să se înscrie și să facă. Dar nu s-au mai înscris. Sunt români, mai avem nevoie de ei sau nu? Avem nevoie. Ne bucurăm de că am scăpat de aici, ne votează ca să avem... Dar ei manifestă indiferență. De la ei manifestă indiferență. Nu, manifestă nu nimic. S-au înscris în registru electoral. Cum țin legătura pe Facebook, poate să facă și o semnătură electronică pentru votul... N-au înscris. Să revenim la declarația deci, domnului la domnul Orban. Orban, în primul rând să ținem cont că eu o să subliniez în această emisiune cel puțin faptul că noi avem niște slăbiciuni ale noastre de sistem și de, și de, și de culoare de, de acțiune socială pe care ungurii, din punctul de vedere, cu toată dragostea vă spun, au tot dreptul să le să speculeze atât timp cât noi, ca popor român, suntem în stare să ne organizăm și să, ne, să fim reprezentați temeinic la nivelul, la nivelul contemporaneității. Eu aș reformula afirmația dumneavoastră într-un sens european, să fim reprezentați demn la toate palierele puterii de stat. Exact, despre asta vorbeam. Exact. Solid, demn, temeinic, cu eficiență. Avem o ministră de interne, avem niște, avem o opoziție condusă de domnul, de domnul Orban și de cine mai sunt pe acolo, care nu știm exact ce caută și noi ne voietăm că ungurii... Păi și noi, dacă am fi într-o situație similară, probabil că și noi am face ca toate, ca toate visele. Deci dumneavoastră, ca să vă înțeleg bine, ca un om care ați avut primele bătăi ale inimii în spațiul intracarpatic, acum puneți problema că ungurii, reprezentanții minorității maghiare, și aici e vorba de cei trei lideri de formațiune politică ai minorității maghiare, și-au permis un asemenea gest, bine, în cadrul democratic, tocmai pentru că mizează pe slăbiciunea reprezentanților statului exact. Românesc? Exact. Exact. Absolut exact. Exact. Hai să lăsăm ce zic ungurii, ce zic... Atenție, că zic câte ceva și lipovenii și comunitățile ucrainiene au... Nu, nu sunt foarte departe de punctul ăsta, n-au ponderea numerică. Dar hai să nu începem niciun fel de discuție despre niciun fel de domeniu fără să ne asumăm noi slăbiciunea noastră, că noi epatăm prin slăbiciunile pe care le prezentăm ca sistem. Acolo e problema noastră, nu la ce zic. Ăștia poate să zică orice. Și populațiile arabe și tot felul de ce am mai asimilat noi pe aici, dacă am asimilat. Dar hai să lămurim problema numărul 1. Noi nu suntem în stare să ne organizăm și să ne prezentăm temeinic. Bun, dar care e soluția dumneavoastră? Că la critică suntem buni cu toți. Păi hai să stabilim că ăsta este un subiect și hai să-l dezbatem. Să poate să avem asemenea partide de opoziție, să poate să avem alegeri și să ne reiasă o majoritate ca asta, când de fapt ei numerii stau pe 3 milioane de voturi. Păi sunt 19, nu sunt 19, au plecat 5 milioane, dar sunt 15 milioane, sunt 12 milioane. Unde sunt restul care să-și spună și care să aibă niște vectori care să-i reprezinte? Și să nu intrăm chiar acum în detaliu, vedem ce calitate au cei care nu sunt reprezentați, care au absentat, și ce calitate au cei care au votat partidul ăsta cu ministrul Iordache, care a zis hai să nu mai avem abuz în serviciu. Pe unde ne trezim? Pe stați un pic, că ne trezim în România care, și atenție, suntem, stimați telespectatori, pe data de 10 ianuarie. România nu are adoptat un program național pentru marcarea democratică civilizată în spirit european a centenarului Marii Uniri. Am avut aici la 6TV un distins istoric, un tânăr unionist, mă refer la istoricul Liviu Țăranu și mă refer la unionistul Andrei Vlășeanu, care fiecare cu argumentele, informațiile lui, deplângeau și respectiv fiecare deplângea această situație. A mai trecut o săptămână, nu s-a întâmplat nimic. Din potrivă, înțelegem că președintele Senatului are o problemă cu șeful statului, președintele Camerei Deputaților are o problemă cu șeful guvernului, doamna ministru are o problemă cu nu știu ce șef din poliție. Cu limba română are.
Deci continuă ceea ce spunea un distins general român azi în rezervă, pe care îl cunoașteți, care spunea că continuă războiul român-român. Și în 2018, citat, în loc să fim mai atenți la ce, da, fac unii vecini vis-a-vis de noi, și o să vedeți de ce vorbesc așa, vom avea o imagine și informații adecvate, noi suntem pe o pantă în care suntem bătuți pe umăr chiar de minoritarii care ar trebui să ne respecte pentru că le dăm drepturile cuvenite conform Constituției României. Vă rog. Este foarte corect ce spune domnul Coteanu. Mai și, mai vine și zăpada în câteva zile acum, apropo de... Deja tână, ninge. Care o să strice tot. Da. Eu îl înțeleg pe domnul Coteanu, înțeleg foarte bine oful, pentru că dumnealui a avut doi bunici care au luptat pentru Marea Unire, care au luptat cu arma în mână, un al treilea a luptat cu arma în mână. Este vorba despre politicienii, despre marii politicieni, Alexandru Vaida Voievod și Ion Pelivan, care a fost din Basarabia. Alexandru Vaida Voievod a fost sălăjean, nu a fost ardelean. Și în următoarea dumnealui intervenție, cu voia dumneavoastră, l-aș ruga să spună câteva aspecte despre modul cum s-a luptat pe vremea aia, cum s-a organizat, cum au avut promovarea și vectorii de influență în Occident ca să se poată organiza, să se poată realiza această mare unire, inclusiv prin înființarea Bisericii Greco-Catolice, dacă sunteți de acord să ne spună câteva lucruri. În orice caz, lucrurile nu sunt așa liniare, inclusiv dacă ne aducem aminte de faptul că noi le-am promis autonomie teritorială chiar, autoadministrare le-am promis, prin actul de la 1 decembrie 1918, care s-a realizat în mică măsură. Și în al doilea rând ne aducem aminte că marele politician Iuliu Maniu a promis o perioadă de trecere, de 10 ani, de nu de neutralitate, de o zonă de trecere, o zonă tampon, o zonă în care noua regiune a Transilvaniei să beneficieze de o perioadă de tranziție până când intră 100% în administrația și în granițele domnul României. Domnul Coblea, vă întrerup. Și e necesar să vă întrerup. Cu scuzele de rigoare. A fost în Tirolul de Sud, care înseamnă Italia de Nord? Bolzano. Nu. A fost? La Bolzano. Da. A fost? Acolo, dacă intri într-un magazin și vorbești în italiană, ți se răspunde în italiană. Vorbești în germană, ți se răspunde în germană. Vorbești în engleză, ți se răspunde în engleză. Vorbești în franceză, ți se răspunde în franceză. Și nu se spune, eu sunt tirolez și vorbesc doar în limba austriacilor care sunt la nord de granița Italiei. Iar pe fiecare casă privată a cetățenilor italieni de limbă germană din Tirolul de Sud flutură steagul Italiei, nu alt steag. Și atunci, dacă acesta este exemplu democratic, și cred că nimeni nu poate contesta democrația din Italia, de ce? De ce ar fi la noi altfel? De ce nu am urma acest model? Păi, vă răspund și eu printr-o pildă, printr-un simbol, pentru că în Italia a fost prima universitate europeană, nu? Universitatea de la Bologna, înființată la 1183. Pe când noi am avut prima universitate la 1860, la Iași. Deci iată o diferență, iar la 1390, Jan Hus, un inițiator al reformei, nu chiar pre-reformator, era rectorul Universității din Praga la 1390. Care era a doua din... Deci iată, sunt 5-600 de ani, 700 de ani, 800 de ani diferență între noi și Occident. Și mai e o chestiune, și e bine să ne gândim, stimați telespectatori, când treci granița cu mașina din Austria, în Italia, există clădiri vechi ale fostelor punctele de control de trecere a frontieră, dar n-am văzut niciun polițist, n-am văzut niciun grănicer, n-am văzut pe nimeni să ne oprească. Era doar un panou, stelele Uniunii Europene, și scria Italia. Așa va fi pe cale civilizată, democratică, în viitor, și granița dintre România și Ungaria. Adică o înțelegere a specificului fiecărei țări și respectare a granițelor pe care toată Europa le recunoaște. Are cineva nevoie de noi ziduri?
are nevoie cineva de o atâțare a unei minorități împotriva unei națiuni și invers? O mică precizare vreau să fac. Au nevoie politicienii ca să păstreze la putere și să fie aleși, dar ceea ce a spus dumneavoastră mai devreme, noi nu avem o strategie coerentă și finanțată corespunzător și promovată corespunzător și organizată corespunzător în ceea ce privește centenarul, în ceea ce privește această aniversare, această știți de ce n-avem? Nu avem. Vă rog ca să continui astăzi dumneavoastră. Continui. Deci a apărut un parlamentar în Parlamentul României, un tânăr care a fost și aici la 6TV, nu-i dau numele, și a deplâns intenția actualului premier de a desfința Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. Da. Nu, stați un pic. Păi, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, în afară de bizdele asigurate doamnei ministru, altă doamnă ministru care nu știu pentru ce ia banii, pentru că nu face nimic, n-a adus nimic României, este în situația de a nu avea curajul să-i spună premierului. În loc de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, acest minister trebuie să se numească Ministerul Reîntregirii Naționale, că suntem în 2018, anul în care a trebuit să ne gândim la România de acum 100 de ani. Știți cum eram la începutul anului 1918? O Românie ciopărțită. Și cum am fost la sfârșitul anului 1918? O Românie mare, întregită și puternică. Reîntregită. Deci noi nu suntem în stare să ne organizăm să aniversăm acest mare eveniment istoric, unic în istoria noastră. Și degradăm de la minister la departament. Apoi era un departament în cadrul Ministerului Culturii, acum e direcție. Care nici ea nu se simte bine că pleacă ministrul. Deci, dar uitați cât de bine se simt prietenii noștri de la deci, Budapesta. Iată o permanentă degradare. Iată acum pe ecran o imagine, da. Este dintr-un cotidian central. Se arată foarte clar că guvernul de la Budapesta aruncă cu milioane și milioane de euro către structuri care există, funcționează în România, structuri cu finalitate mediatică. Deci Budapesta influențează propaganda pro-imperială în România, în timp ce guvernul de la București pur și simplu nu are timp de programul pentru aniversarea firească democratică a centenarului reîntregirii naționale, pentru că luptele s-au mutat în interiorul guvernului. S-au mutat de la PSD în interiorul guvernului. Totuși, ce țară avem noi, domnule Coteanu? Voiam să spun de programul... O să spuneți, un moment. Domnule Coteanu, ce țară avem noi? Păi asta este țara și o să insist să spun că dacă nu ne lămurim noi ca populație majoritară, ca popor serios să găsim formula prin care să propunem la conducerea țării a unor persoane cu prestigiu, viziune, cu viziune și cu patriotism. Capabile, cu patriotism și care să poată fi respectate, tot așa o să pățim. Acum, profit de această problemă strict bilaterală între noi și Ungaria să vă readuc aminte că Ungaria, care nu are 5 milioane de maghiari plecați, cifra lor e mult mai mică, are un minister al diasporei. Un popor de 20 de milioane care are 5 milioane plecați trebuie să aibă la nivel guvernamental o reprezentare serioasă cu tot ceea ce înseamnă administrație separată de cea a doamnei Carmen Dan și separată și de a domnului, nu știu acum, cred că Meleșcanu este la externe, da? Deci nu e problema de externe, e problema strictă a diasporii, oamenii care sunt plecați, care și-au lăsat copii, care și-au lăsat părinții, să vedem în ce fel, dacă s-ar putea pe modelul asiatic, japonez, chinez mai nou, să facem o gestionare dinamică și profitabilă a faptului că mulți dintre ei sunt plecați și sunt oameni de mare temeinicie profesională. Aia rămâne separat să o discutăm, că nu suntem chiar de meserie, dar ar trebui făcut și lucrul ăla în secolul 21, când avem comunicarea pe care o avem în acest moment, ceea ce a făcut Japonia și Coreea acum 3-4 decenii, 5 decenii. Ei, iacătă, maghiarii au acest minister care funcționează, la noi avem un departament, cum spuneați dumneavoastră, nu știm, îl mai desfințăm, îl mai punem la ministerul cutare, luăm de acolo, îl punem la celălalt minister. E o debandadă, dar care pleacă întotdeauna de la calitatea oamenilor care sunt în frunte. Să nu credem cumva că vom mai ocoli de acum încolo discuția directă despre calitatea acestor oameni. Avem oameni cu condamnări penale, avem oameni care nu sunt stare să vadă mai departe decât județul Teleorman, care au impresia că țin o țară pe aceste principii mecaniciste, că stai că eu am doi colo. Hai să-i numărăm și noi pe aia care n-au venit pentru că nu se pot încrede, nu pot accepta ideea de a fi reprezentați de asemenea calitate de oameni. Și este o majoritate enormă a românilor care sunt în această situație. Deci nu sunt de departe de echilibrele care să ne spună că hai să luăm situația, că așa cum e, că așa e democratic. Avem de făcut niște lucruri și anul ăsta, cu aceste centenare, ar trebui să ne trezim și să facem odată ceva, că suntem oaia neagră a lumii civilizate. Cred că nici în Africa nu există
Asemenea. Ascultându-l pe domnul Cristian Baida Coteanu, înainte de a vă da cuvântul, mă gândeam că, de fapt, noi ne-am specializat într-un guvern care se bazează pe ministerele ale dezunirii naționale și nouă ne trebuie un minister al reîntregirii naționale. Ați vrut să ne vorbiți de programul dezirabil. Și ale provizorului, chestii... În timp ce noi nu suntem în stare să ne organizăm celebrarea. Doamne ferește! Celebrarea, de fapt, aniversarea, ei sunt în stare să-și organizeze un program de contracarare, care se numește Trianon 100 și care va funcționa la foc continuu și în plin în toată perioada... Nu va funcționa, funcționează deja. Funcționează deja, iată, din primele zile ale anului, e deja bine organizat dinainte, 2018, 2019, 2020, pentru că ei pleacă de la... Ei comemorează armistițiul de la 11 noiembrie 1918 până la tratatul de la Trianon din 1920, deci până în 2020. Și între Compiègne și Versailles, ei gestionează totul. Ei au finanțat și au organizat foarte bine, au structurat foarte bine acest program și iată un efect. Iată am înțeles formă. Că președintele României, Klaus Iohannis, tocmai de aceea a respins proiectul inițial, pentru că a cerut ca programul românesc să se întindă exact pe traga această perioadă. Pe acești 3 ani, 2018, 2019, 2020. Și să nu ne uităm, și să nu uităm, că spuneați dumneavoastră că ei au avut un alt regim, un socialism mai liberal, s-a numit Guyos socialism, după cum vă aduceți aminte, pentru că ei și-au câștigat acest drept în 1956. Prin Revoluția Maghiară din noiembrie 1956, când cu aceeași ocazie au dat drumul până către Austria, pe ușa din Dospăla Șopron, au dat drumul la 200.000 de elite, de intelectuali, de profesori și de dizidenți, care s-au dus în Occident, au fost finanțați prin Ministerul Diasporei, ei alocă peste $1 miliard pe fiecare an pentru cărți, pentru conferințe, pentru congrese, pentru reviste, pentru a sprijini elitele lor, iar în 1926, că asta ne-a creat nouă foarte multe bătăi de cap, în 1926 i-au propus Lordului Withermere, care era un fel de magnat al presei din anii respectivi, avea 57 de ziare și posturi de radio și i-au spus, dacă ne ajuți să luăm Ardealul înapoi, îl punem pe fiul tău, regentul Ungariei Mărite. Deci ei lucrează tare și cu bani mulți și pe scară largă și peste tot în lume. Lucrează foarte puternic. Au oameni infiltrați, vorba vine, promovați. În Congresul American, știți foarte bine... Domnul Kovlev, aduceți-vă aminte că imediat ce a venit echipa lui Trump, era un tremur în anumite medii din România, că ei au deja un consil la Casa Albă și a fost expulzat la propriu în scurt timp pentru că organele abilitate ale mediului de inteligență american și-au dat seama cine cu cine votează acolo. Vorbeam noi, cred că emisiunea trecută, despre Mitterrand, despre atitudinea lui ostilă României, să nu uităm că soția lui era unguroaică. Ca din întâmplare. De asemenea, soția lui Mubarak era unguroaică. Hosni Mubarak. Deci să îi găsim în locuri neașteptate, foarte bine plasați, foarte puternici. Dacă nu mă înșel, stați un pic că la noi Tom Lantos, nu? Da. Tom Lantos era senator american care a avut un rol foarte important în favoarea Ungariei. Stați un pic, am avut ocazia să fiu la Congresul SUA alături de colegi de la Garmisch din 60 de state și erau acolo inclusiv ofițeri maghiari. Și a venit Tom Lantos și a început chiar să facă mișto de România. N-a râs niciun cuzan de la Garmisch. Inclusiv ofițerii maghiari au plecat capul. Nu mai ține. Lumea este informată. Este informată și parcă a căpătat mai mult bun simț la nivelul ăla. E mai diplomatică, mai elegantă, dar într-adevăr. Înseamnă, dar nu înseamnă că am făcut noi eforturi eficiente ca să ajungă lumea. Nu, a fost o chestie de deducție la nivel individual. Obiectivă. Oamenii generală. Fiind foarte bine informați, da. Nu puteau fi păcăliți cu glume de prost gust. Dar nu datorită meritelor vreunei. Cel mai bine din acest specific. Punct de vedere al programului, al contracărării, cum ar veni, al programului Trianon 100, s-a mișcat, știți foarte bine, Academia, care a lansat un program... Da, dar e doar Academia Română. Eu vreau să văd statul român, vreau să văd președintele României care să promulge actul în baza căruia noi în perioada 2018-2020, cum am discutat mai cei înainte,
să finanțeze, să genereze, să sprijine acțiuni de reamintire. Să coordoneze, să coroboreze, să articuleze acest program de aniversare glorioasă. Să nu uităm că în țara noastră sunt majoritatea tinerilor, parte din ei au plecat peste hotare, dar acești tineri nu au avut parte de un anumit tip de manual de istorie. Nu au cunoscut istoria așa cum a fost învățată de cei până la 89. Asta e tot vina noastră, a guvernului nostru, a Ministerului Învățământului, a sistemului, establishmentului românesc. Exact. Și aici nu este vorba de a face propagandă în favoarea unui ideal, ci e vorba de a spune lucrurile pe nume. Dacă l-am invitat pe domnul Cristian Vaida Coteanu, l-am invitat tocmai pentru că este continuatorul unor oameni care au crezut în această reîntregire. Au crezut sau nu înaintea și dumneavoastră? Nu numai că au crezut, dar simpla lor existență la asta s-a rezumat, la a face tot ceea ce se putea face pentru a ține acest popor minunat, un popor exponențial, probabil cel mai vechi popor, nu poporul elen. Aici a fost prima comunitate pe teritoriul Europei, după ce s-au retras calota glaciară, că am mai zis treaba asta. Primul loc în care a putut fi populat teritoriul Europei a fost în arcul carpatic, în zona carpato-danubiană. Acest popor este probabil și poporul cu cea mai mistificată istorie. Pentru că spunea domn profesor că maghiarii se revendică. Nu! Maghiarii sunt de la Sfântul Micloș, consemnați că fac parte din Occident. Noi încă avem spiritualitatea agățată de Orient. Catolicizării și apoi reformei. Ei sunt... Și ne simțim și mândri că avem acest component când așteptăm bani, așteptăm tehnologie, așteptăm know-how-uri, așteptăm tot ceea ce este așteptat din punct de vedere vector civilizațional, așteptăm din vest, dar avem această măreață biserică, care până la 1885 a fost greacă, a fost sub formă de mitropolie ale unei patriarhii grecești, care era controlată de sultanii otomani. Lovitura le-a dat Alexandru... Că este, bun, este naționalist. Alexandru i-a acuza prin secularizare, le-a dat prima lovitură. Să păstrăm proporțiile. Eu îmi place să fiu obiectiv, să nu uităm că papa a vizitat Bucureștiul. Da, 19... Atenție, l-am 7 mai 1999. L-am văzut personal ca simplu cetățean în papa mobil. Mergea încet papa mobilul, era orele serii, era pe la magazinul Unirii și mergea încet pentru că se uita cu atenție în stânga, în dreapta, zâmbea celor care îi zâmbeau și vrea să simtă spiritul. Să nu uităm că la momentul respectiv a zis patriarhului de atunci al României că România este un loc sfânt, este grădina Maicii Domnului. Deci la nivelul conducerii, deci la nivelul Vaticanului există oameni care își dau seama de importanța României în general și a bisericii ortodoxe din România. Restul este o chestiune de o altă factură, nu vă supărați. Și invers. La nivelul ierarhiilor noastre și a întregului corp cleric al ortodoxiei știu că spiritualitatea și civilizația vin din locul din care sunt și că aceste atavisme pe care în timpul dominației otomane biserica le-a asigurat această chestie, știu și sunt în stare să-și o asume și că trebuie făcut ceva. În primul rând, toți își aduc aminte că Mântuitorul a înființat un singur creștinism. Nu acesta a făcut franjuri în mii de denominații actuale. Dar noi să nu încercăm acum, din perspectiva veche, imediată, care a avut gloria pe care a avut-o cu ghilimele, să încercăm acum, printre alte lucruri pe care nu suntem în stare să le facem, măcar să din start să-i anulăm și pe ceilalți. De exemplu, Biserica Greco-Catolică, care a avut... Aici nu sunt de acord cu dumneavoastră. Păi nu sunteți. Bine, ia mai dați o dată articolul acela, vă rog frumos, stimați colegi din... Păi în acest articol din ziarul Adevărul se spune foarte clar câți bani ia Biserica Romano-Catolică din Transilvania. Și eu întreb în acest caz Biserica Romano-Catolică din Transilvania, Greco-Catolică din Transilvania, interesele cui le servește? Dacă este romano-catolică, este strict biserică maghiară. Că aici e o greșeală pe care, iarăși, n-am reușit la nivel de administrație să o rezolvăm. Pentru că ghinionul nostru istoric a fost că în Transilvania, catolicismul a fost asimilat ca fiind maghiarizare. Pentru că bula inițială care privea, bula papală inițială care a întrebat ce facem cu acești vlahi, a zis lăsați-i în pace să-și continue latinitatea. Maghiarii au înțeles că prin această bulă ei continuă să ne învețe pe noi limba maghiară. Au încercat să ne catolicizeze prin limba maghiară. Eludând o bulă papală care spunea clar, lăsați-i că ei sunt latini, lăsați-i în pace. Nu, era vorba de termenul continuați. Ce să continui? Ei au continuat să ne maghiarizeze. Bun. Deci, trebuie făcut o emisiune separată. Nu, ascultați-mă. România și Ungaria sunt ambele în NATO.
Și în Comitatul European și în Uniunea Europeană. Eu iau pe partea militară, la care mă pricep. Eu am fost la Budapesta ministrul apărării patriei și de când am văzut ofițer american în uniformă de campanie, cu grad de colonel, mergând lângă ofițerul maghiar cu grad de colonel, mi-am dat seama și ulterior am avut confirmarea că Statele Unite sunt extrem de atente la evoluțiile firești pașnice din țările aflate la granița de est a NATO. 2. Armata României are dotări necesare și are o forță dublă față de capacitatea de reacție a organismului militar unguresc. Asta așa, nu, poate nu știați. 3. Ceea ce aștept de la președintele României, de la premierul României și așteaptă majoritatea românilor, că atunci când sunt deraieri de la evoluțiile constituționale, prin modalități adecvate, prin purtătorii de cuvânt, după caz, să pună la punct asemenea situații. Pentru că vă întrebam, domnule Covlea, cum priviți această solicitare a unui membru al Parlamentului din partea Partidului Social Democrat de a scoate UDMR în afara Parlamentului, deoarece să ne aducem aminte că UDMR-ul tot timpul s-a declarat o uniune cu scopuri culturale. Da, este un ONG și ne aducem aminte că în toată această perioadă de 28 de ani au fost solicitări foarte puternice, chiar acțiuni în justiție, în instanță, de a-i scoate de pe scena politică și de a-i îndruma către scena civică, socială, culturală, unde le este locul. Ei nu sunt un partid. Sunt considerați ilegal și eu îi consider, după părerea mea, tot ilegal în politică și în Parlament și chiar la guvernare bune perioade, după cum ne aducem bine aminte. Cam tot timpul. Aproape tot timpul, numai acum, în ultimii 2 ani, parcă în ultimul an. Da, de aici să despărțim apele. Faptul că reprezentanții ai minorității maghiare au fost în formule diferite coagulați la guvernare, eu zic că a fost un lucru bun. Pentru că, în egală măsură, devin răspunzători pentru atât bunele cât și relele unei administrări. De ce nu se registrează ca partid? Nicio problemă. De ce nu se registrează ca partid? Ați văzut că Uniunea acum s-a aliat cu alte două partide care s-au înregistrat ca partid. Sunt foarte, este o problemă, că pe legea 14 a organizării partidelor ei nu sunt. Probabil că așa au încercat să se legitimeze acum. Și m-ați întrebat că zicea domnul Coteanu că este o evoluție nouă, că ei achiesează și vin și se unesc. Probabil că și-au dat și ei seama că unirea face puterea, lucru care ar trebui să ne îngrijoreze. Dacă ei, de ce să ne îngrijoreze, domnul? Pentru că s-au unit, că până acum aveau totuși niște păreri divergente în anumite probleme, dar acum unindu-se vor fi mai puternici în condițiile incompetenței și dezbinării noastre. Câți cetățeni are minoritatea maghiară? Să știți că numărul e mai puțin important. Calitatea și forța sunt date nu de număr, ci de valoare. Eu nu discut forța aici. Eu discut un lucru. Atunci când te așezi la masa unui dialog de tip democratic, totdeauna te uiți la interlocutor și te gândești pe cine reprezintă. Dar și pe cine are în spate și alianțele lor, sprijinul lor internațional, după cum spuneam. Donald Trump l-a primit pe președintele României la Washington, nu pe președintele Ungariei și nici pe premierul Orban. Donald Trump, în prezența președintelui României, a spus că va respecta articolul 5 din tratatul NATO. Noi suntem mai vizați. Și Donald Trump a fost de acord ca armata României să fie dotată cu rachetele Patriot, cel mai modern sistem dintre cele date europenilor la ora actuală. Relația noastră, parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii, din punctul meu de vedere, ca simplu jurnalist și rezervist, constituie garantul menținerii stabilității în această zonă. Perfect de acord. Dar și Ungaria este candidată la o bună relație cu Statele Unite, tocmai având în vedere distanțarea ei de Uniunea Europeană împreună cu celelalte state ale grupului de la Visegrad. Dar asta nu înseamnă nimic militar. Asta nu înseamnă nimic militar. Poate însemna. Strict economic. Și mai e o chestiune. Ați văzut ce a făcut Vladimir Putin când s-a dus ultima dată la Budapesta? Unde s-a dus de la aeroport direct cu convoi oficial? La monumentul soldaților sovietici care au căzut la datorie în 56. Da. Oare nu cumva e un semnal din ciclu putem repeta istoria? Nu cred, nu. Nu trebuie interpretat chiar așa. Nu, ca mistificare, mai ales la început la de secolul de butaforie, la nivel de butaforie, numai cu asta se ocupă Putin. Nu e niciun fel de problemă. Dar de ce nu s-a dus la alt monument? Oriunde s-ar fi dus să interpreteze. Pentru că oriunde s-ar fi dus să putea interpreta. N-avea biserici în care să lase moaștele lui Sfântul Serafim de Sarov. Acolo e
e o civilizație care a evoluat în cheie. Ne apropiem de finalul emisiunii. Vreau și eu, din partea dumneavoastră, fiecare pe rând, începem cu domnul Covlea, măcar trei propuneri pe care să le faceți acum în economia, două minute jumate fiecare, celor care se ocupă de planul de evenimente care vor marca aniversarea centenarului Unirii. Poate trei idei care au scăpat sau nu au fost bine nuanțate de cei care acum încă lucrează la plan. Domnul Covlea. Ori idei, ori propuneri noi, ori propuneri de articulare mai bună, mai judicioasă a acestei strategii de aniversare în perioada 2018-2020. Să organizeze un singur departament sau un singur minister sau un singur comitet sau o singură comisie sau Domnule, un singur consiliu. Domnule, ne e frică să facem ministerul întregii sau naționale. Sau cum vor vrea ei să fie, numai să fie într-un singur loc, bine finanțat, bine structurat, bine dotat cu strategie și să acționeze coerent și energic și cu zâmbetul pe buze și cu patria în suflet. Asta este prima propunere. A doua propunere, să acționăm mai curajos pe plan internațional. Pentru că noi nu avem o carte scrisă de un istoric al nostru, în afară de retipărirea cărții lui Crețulescu de prin anii 20, nu avem o carte scrisă de un istoric român despre primul război mondial în care să abordeze inclusiv aceste aspecte ale reîntregirii Cristii, să pierde cu firea când îi se dă cuvântul, dar el trebuie să ne explice cum a mergea aproape săptămânal sau tot la două săptămâni Alexandru Vadea Voievod împreună cu Ace Popovici din 1895 până în 1914 ca să realizeze Statele Unite ale Austriei. În final, Dumnezeu și istoria ne-au făcut un dar mai bun. Ne-au dat unirea. Dar până atunci ei au mers și au creat modelul. Transilvania mergea Viena contra Budapestei. Parțiumul, tot ce înseamnă Timișoara, Aradul, Oradea și Satu Mare, mergeau Budapesta contra Vienei. Deci erau două formule complementare ale celor două zone mari ale Ardealului ca să realizăm emanciparea românilor, ca să realizăm măcar o egalitate, cum am sperat la Revoluție în 1989, că să avem măcar un regim gen glasnostei și perestroica și istoria ne-a dat un lucru mai bun. Exact așa voiau și ei să realizeze Statele Unite ale Austriei, în care să nu mai fie Imperiul Austro-Ungar, așa cum a fost după 1867, pactul dualist, să fie austriecii și ungurii cetățeni sau țări de categorie, cetățeni, că țări nu erau, de categoria întâi și ceilalți de categoria a doua. Voiau măcar să fim egal cu ungurii și cu austriecii. Istoria și Dumnezeu ne-au dat ceva mai bun. Sau măcar cu ungurii care și-o luaseră în cap, că istoria lor iară să înseamnă. Deci iată a doua propunere să scriem cărți, a doua propunere să scriem cărți și vorba lui Cristi, să valorificăm device-urile astea minunate, electronice, Facebook-ul, calculatoarele, internet, telefoanele, internetul în general și în al treilea rând să fim noi înșine mai coerenți, mai hotărâți și să avem un guvern ca lume. Da, minutele dumneavoastră, două la număr. Eu n-am atâta inspirație cât domnul profesor universitar Covlea. Eu rămân la această fixație de acum, că trebuie să facem ceva, să avem noi, ca popor român, o reprezentare politică de o anumită magnitudine, de un anumit prestigiu. Iar nu știu dacă sunt cel mai potrivit să fac propunere, așa atrage atenția fără să fie propunere faptul că s-a tot rostit aici un nume pe care nu pot să mi-l asum decât subiectiv, Alexandru Vaida Voievod. În capitala europeană București, numele lui Alexandru Vaida Voievod nu figurează pe nicio alee, nici în Berceni, nici în Balta Albă, nici în Crângaș, nici nicăieri. Nici pe Livan. Nu știu dacă interesează cu cineva. Mai avem un poate centenar. Mai discutăm la manifestări separate. Sunt cel mai nepotrivit să spun lucrul ăsta, dar îl spun. Trebuie să-l spun. Dacă o personalitate care a făcut totuși câte ceva la nivelul la care l-a făcut, să n-ai o alee, nu vorbesc de bulevard. Avem bulevard de toate felurile. Iuliu Maniu și Corneliu Coposu au bulevard. Dom'le, totuși, Alexandru, că avem istorici care poate să spună, băi frate, ăsta a făcut atâta, l-a făcut atâta, l-a făcut atâta. Deci tot ce s-a făcut, s-a făcut. El a făcut ce era de făcut. În afară de armata română care a ajuns cu generalul Moșoiu până la Budapesta, restul s-a făcut diplomatic și a făcut acest Alexandru Vaida Voievod.
N-avem o alee în Berceni sau în Crângaș sau în Balta Albă. Ce să spun mai mult de atât? Mulțumesc frumos celor doi conaționali, Cristian Vaida Coteanu, ca de obicei ofensiv, tumultos, greu de oprit și, bineînțeles, cu echilibru și argumente universitare, domnul Marian Covlea. Aș vrea să terminăm emisiunea uitându-ne la tricolorul țării, reamintindu-l și celor care au uitat că această fluturare puneți pe ecran, tricolorul țării. Această fluturare de drapel va rămâne liberă pentru că garantul unității, independenței, suveranității și integrității teritoriale a României este Armata Română. Și eu mă bucur că o lege recentă îl face drept prim consilier al președintelui României pe șeful statului major al apărării, generalul Ciucă. Atâta timp cât Armata Română este puternică și demnă, cei care au alte gânduri pot să se ducă liniștiți la pescuit. Bună seara! Bună seara! Bună seara, vă mulțumim frumos, date! We'll be right back.